Cardul european de asigurat conferă dreptul titularului de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Casa de Asigurări de Sănătate a eliberat anul acesta aproape 1000 de carduri europene de sănătate. Numărul solicitărilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, aproape s-a dublat. De la începutul anului, Casa de Asigurări de Sănătate OLT a eliberat 983 de carduri europene de sănătate, cu peste 600 de carduri mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Cardul european se obține în urma unei cereri adresate Casei de Asigurări de Sănătate, cerere ce trebuie să fie însoțită de copii actului de identitate și dovada calității de asigurat. Aceste documente pot fi transmise prin poștă, pe adresa de mail, prin fax sau depusă la ghișeu. Cardul european conferă titularului dreptul de a beneficia de asistență medicală devenită necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Pe baza lui nu pot fi solicitate tratamente pentru afecțiunile preexistente călătoriei, ci numai pentru problemele de sănătate care apar în timpul sejurului. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislația statului în care se deplasează titularul cardului și nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare în statul respectiv. Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă coplată, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. De asemenea, cardul nu acoperă situația în care deplasarea persoanei asigurate într-un alt stat membru UE are drept scop beneficierea de tratament medical. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este gratuit, fiind suportat exclusiv de Fondul Național de Asigurări de Sănătate și este livrat prin poștă asiguratului personal. Cardul este valabil 2 ani de la data eliberării.